Gigi Becali și-a exprimat dorința de a fi transferat la Poarta Albă. Acum, Comisia Administrației Naționale a Penitenciarelor trebuie să analizeze cererea, dar și care este motivația acestuia. La Jilava, Becali a fost sancționat după ce a folosit cartela unui deținut. Reprezentanții penitenciarului Poarta Albă spun că închisoarea este pregătită pentru a primi un deținut, cum este Gigi Becali. Acesta are un regim semideschis. Cred că e prematur să discutăm pe tema asta în moment ce nu avem nicio adresă oficială sau nu există niciun răspuns la cererea asta. Am înțeles că în prezent cererea este analizată de conducerea Administrației Naționale a Penitenciarilor. Gigi Becali își dorește acest transfer, mai ales că o mare parte din rudele sale trăiesc în Dobrogea și astfel va fi mai aproape de ele. De exemplu, soția lui Gigi Becali, Luminița, este din Constanța și tot aici, la Tifundiarul din Pipera, are și o serie de fiini, unii dintre ei foarte renumiți pe plan local și cu o stare materială de invidiat. Singura problemă pe care o va avea Gigi Becali este că la penitenciarul Poarta Albă va trebui să împartă celula cu încă 11 sau 14 deținuți și nu cu 2, cum făcea la Jilava. Gigi Becali ar fi prima persoană publică de notorietate care și-a ispășit condamnarea în închisoarea de la Poarta Albă. În penitenciarul Constanțal sunt 1300 de deținuți, dintre care 900 închiși la Poarta Albă și 400 la Valul lui Traian.